La pilonul 2 de pensie se duce 3,75% din salariul brut. Puțini sunt contribuabilii care știu câți bani au strâns până acum la acest pilon. Puțini mehedințeni verifică și știu câți bani s-au adunat în contul pilon 2 de pensie din 2008 încoa, de când s-a înființat acest sistem. Păi nu știu, nu m-am gândit deocamdată. Dar pensia obligatorie, adică pilonul 2, acolo unde plătiți 3,7% din salariul dumneavoastră, ați verificat-o vreodată? Ați verificat nu, că s-a strâns? N-am verificat. Nu ați avut curiozitatea aceasta? Nu am avut. N-am fost curioasă. De ce să zic? Mi s-a oprit direct. Nu am vrut eu neapărat, dar da, sunt ceva acolo, dar nu poate foarte să fac așa. Privește pilonul 2, ați verificat, știți câți bani s-au strâns acum? Da, foarte puțini, dar oricum, s-a strâns ceva. Cam despre ce sumă ar fi? Nu mă pune să spun. 1200. O sumă infimă. Nimica. Cât privește speranța de atunci când veți ieși la pensie, cam care credeți că vor fi veniturile dumneavoastră la pensie? Cred că ni se taie toată pensia, nu ne mai dau nimic, ne omoară ăștia direct. Nu, doar pilonul 2, ceea ce se reține pe ștate de plată, unde suntem angajați. Bun, și ați verificat cât s-a strâns până acum la pilonul 2? Nu. De obicei trimiteau anual firmele care colectează aceste sume, dar n-am mai primit de vreo 2 ani de zile. Ce speranță aveți pentru pensie, în sensul în care vă gândiți la un venit anume cu care veți ieși la pensie? Nu știu, asta e de văzut. Sistemul bugetar are fonduri destul de puține, reduse ca sume și pensia este pentru învățământ undeva la peste 35 sau peste 40 de ani vechime, în jur de 3.000 de lei, 3.000 și ceva. Deci înțeleg eu de la dumneavoastră că nu aveți speranțe prea mari din câte văd, nu prea încrezător pentru pensie. Nu, dar n-am fost niciodată. Nu, am ales că nu am avut când. Este mai ocupată, mai costisitoare. Da. Dar la pilonul 2 de pensie, cel obligatoriu, ați verificat câți bani s-au strâns până acum? Nu. De ce nu ați mers să verificați? Nu am verificat că nu am fost în temă. Nu am fost pus în temă. Cât privește speranța de ieșire la pensie, credeți că veți avea un venit bun sau din contră? Cum credeți că va fi pensia dumneavoastră? Nu știu dacă la câți ani au pus să ieșim, mai beneficiem să ieșim la o pensie. Fiindcă la 62 de ani, cine mai poate să iese? Adică nu prea aveți speranțe, indiferent de... Da, fiindcă am întâlnit o vechime foarte mare, de 35 de ani de vechime, dar nu știu dacă noi, în timpul de astăzi, mai putem apuca. Pentru că nu lucrez momentan și nu am de unde să plătesc. Bun, atunci când ați lucrat la pilonul 2, spre exemplu, v-ați verificat constant cât s-a strâns la pensie? Am verificat, dar nu constant, bineînțeles că nu. Este acolo, habar n-am care-i suma acum. Se strânsese o sumă mică sau mai mare? Cred că o sumă cât de cât, nici mare nu este, dar nici foarte mică, mă gândesc, nu știu. N-aș putea să vă zic exact dacă e o sumă extraordinară. În momentul în care veți ieși la pensie, aveți speranță că veți ieși cu un venit bun? Sau? Am speranța că mai prind pensia. Conform datelor autorității de supraveghere financiară, peste 90% dintre cei care intră anual în pilonul 2 de pensii ca salariați sunt repartizați aleatoriu la unul dintre cele 7 fonduri, oricum nu știau că își pot exprima opțiunea de a alege un fond sau altul și nici nu știu că pot să se schimbe de la un fond la altul.